Secretara Facultății de Drept din Craiova, prinsă în flagrant în timp ce primea mită, a fost plasată în arest la domiciliu. Femeia a fost prinsă în flagrant în timp ce primea bani pentru a ajuta un student să promoveze examenele. Cristina Carmen Lupescu, secretara Facultății de Drept din Craiova, a fost arestată pe data de 26 mai pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Aceasta a fost prinsă în flagrant în timp ce primea mită, 1300 de lei, pentru a ajuta un student să promoveze examenele. Secretara este acuzată că de-a lungul timpului a primit sume de bani de la un bărbat pentru ca fratele său să promoveze examenele. Ulterior, acesta a aflat că fratele său, care ar fi trebuit să fie acum în anul 4, fusese în realitate exmatriculat din anul 1. A mers imediat la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și a denunțat-o pe Cristina Carmen Lupescu, iar astăzi a fost prinsă în flagrant de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Dolj, în timp ce primea mită 1300 de lei. Procurorii au solicitat instanței pe data de 15 iunie prelungirea mandatului de arestare pe numele inculpatei, dar instanța a respins cererea anchetatorilor.